Băieții fac piept de pui cu sosul acela care l-au învățat de la Zen, știți, cu iaurt, cu multe condimente și îl pun la cuptor. L-am văzut pe Antonio, cred că a băut 4 cutii de bere dintre astea sau ce e, Randler, nu știu ce e. Una după alta. L-a băgat la frigider și l-a servit așa cu o poftă. Spunea și el că dacă mai stă mult, o să devină alcoolic. Sincer, și mie mi se pare că consumă foarte mult, mai ales ieri a desfăcut 3 sticle de vin. Dați seama, 3 sticle de vin în câteva ore. Iar astăzi, de când a venit de la Capricci până acum, 3 sau 4 cutii am văzut că a desfăcut. Nu știu ce să zic, nu știu dacă e ok pentru el, având în vedere că este un băiat tânăr totuși. Și se spune că ar fi acasă și îl sună cineva și ar trebui să plece cu mașina. Nu prea e ok. Adică nu e ok deloc, Doamne ferește. Cred că odată pe săptămână, na, nici așa. Odată la ceva timp, la un eveniment, poți să guști și să servești, dar nu fiecare zi așa, chiar nu e ok.